6 ani și 10 luni de pușcărie este sentința pentru șoferul care în luna iulie a comis tragicul accident rutier de pe bulevardul Decebal din Chișinău, în urma căruia o tânără a murit, iar alta a fost mutilată. El mai trebuie să achite prejudicii de peste 6,5 milioane de lei. Decizia a fost luată astăzi de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău. Șoferul Dragomir Popovici nu a venit la ședința de judecată, nici avocatul acestuia nu a fost prezent. În schimb, a venit tânăra care a fost mutilată în urma accidentului. Instanța a decis că învinuitul să-i achite despăgubiri de peste 1 milion de lei. Tânăra spune că va folosi banii pentru intervențiile chirurgicale. În față avem un drum foarte anevoios și chinuitor și costisitor în reabilitare. Urmează o intervenție chirurgicală la ochi. Vă dați seama că sunt costuri imense, dar cu credință o să ajungem să revenim la viața normală. Magistrații îl obligă pe Dragomir să achite peste 5 milioane de lei și părinților Doiniței Prodan, tânăra care a murit pe patul de spital. Părinții acesteia susțin că legea este prea blândă pentru asemenea infracțiuni. Pentru un om care are în spate 10 de dosare pe același caz, care a ucis un alt om și a lăsat doi copii orfani, o fată calică, pentru el ar trebui să fie prevăzută altă pedeapsă. În inima mea nici nu am... Eu am atâta durere că eu nici ură față de dânsul n-am. Ne temeam că o să fie scăzut din termen, dar, doamna judecătoare, termenul nu a scăzut absolut nimic, a rămas cum a propus domnul procuror. Legea nu permite mai mult. Nu știu, noi socotim că legea ar trebui să fie schimbată. Dragomir Popovici va rămâne în arest în penitenciar până la o decizie definitivă. Procurorul de caz spune că nu cunoaște din ce motiv a refuzat să vină la ședință. Ultima dată el și-a recunoscut vinovăția. Pedeapsa aplicată în cuptul este cea maximă care poate fi aplicată pentru asemenea gen de infracțiuni. În ce și ține de restul chestiunilor, o să studiem conținutul sentinței și ulterior o să stabilim dacă au fost admise careva erori sau nu, în cazul în care o să decidem să o contestăm. La moment, deci în ce ține de pedeapsă, nu avem careva obiecții. Pe 24 iulie, 5 oameni au ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit violent, iar șoferul care a provocat tragedia a fugit de la fața locului. El a fost reținut în scurt timp. Cel mai grav a fost rănită o tânără de 29 de ani, mama a doi copii, care a murit pe patul de spital. Învinuitul avea permisul suspendat din 2021 pentru că a urcat la volan în stare de ebrietate avansată. Potrivit surselor TVR Moldova, el a fost amendat de mai multe ori pentru că a condus fără permis. Anul trecut ar fi comis câteva accidente rutiere și într-un caz a fugit de la locul faptei. Din 2011 pe numele lui au fost înregistrate 31 de procese verbale pentru 45 de contravenții.